Legătura cu țara este în continuare, veniți totuși mai rar în România, dar totuși aveți legătură cu prietenii, colegii de acolo, da? Întotdeauna este o legătură strânsă între dumneavoastră, n-ați uitat România, știți exact unde există fiecare oraș, așa cum l-ați cunoscut dumneavoastră în momentul în care ați plecat. Dar un plus valoare pe care îl aduce totuși o experiență de 33 de ani, sunteți de 33 de ani în Franța, nu vă ce cu gândul să reveniți, pentru că lucrurile sunt foarte organizate aici, nu? Ar fi un sistem diferit, de fapt, deci o readaptare la un sistem diferit. Sincer, nu m-am gândit serios, haideți să vedem dacă mi-aș găsi un loc unde să lucrez în țară. Pentru că, în definitiv, sunt bine unde sunt acum și familia este aici, copiii mei sunt la școală, vorbesc românește, bineînțeles, toți trei. Foarte frumos, felicitări! Și pentru că au vrut să învețe, deci nu a fost o obligație. Deci noi vorbim și franceza și româna acasă, trecem de la una la alta destul de ușor și copiii au început să vorbească românește din ce mai mult. Mă întorc destul de des în țară, în fiecare an, în ultimii ani. Am fost cel puțin o dată și am schimburi cu colegii și mi s-a întâmplat și să particip la mici acțiuni, deci și de consultanță, să spună benevolă, bineînțeles, în țară. Sunt schimburi interesante, pentru că sunt lucruri interesante care se fac, sunt unele pe care le-aș ameliora, bineînțeles, dar interesante, întotdeauna interesante. Proiect finanțat de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni.